Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate să o priceapă. Cei ușuratici aprind focul încetate, cetate, dar înțelepții potolesc mânia când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii se toși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nu iaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să dășduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este zmerit cu duhul, capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia.